găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live. O iau încet, sper să nu uit nimic. A debutat în lumina reflectoarelor, cum se ia, de micuță la școala vedetelor. A cântat la pian, a făcut sport, mamă de viitor fotbalist, adică este fotbalist, dar să fie și mai așa. A vrut să ne ia pâinea de la gură, a fost colega noastră la Antena 2 și ne chema acolo, ne-a invitat, de-aia am invitat-o și noi aici. Colega noastră de la Superneața de acum, una dintre cele mai mari iubitoare de sport, are poze numai cu fitness, cu săli și așa mai departe. N-am uitat nimic, nu? Bună dimineața! Bună dimineața! Diana Munteanu, să rămână! Bine ai venit! Am uitat ceva? Oh, ar mai fi, da, ar mai fi. Dar le spunem deci acum că ne-am născut, venit. Ne-am născut. De mult. De mult. Trebuie să spun și asta. La Brașov. La Brașov. Copilărie frumoasă. 47 de ani. Copilărie pe la Sinaia, că aveam bunici acolo. La Chiaburi. Da, frumos, aer curat, acolo frumos. Aer curat, da, ne-am mai risit la creier de mici, că deci e nevoie. Deci schii, sanie și astea? Știu să schiez, știu să patinez, dar nu pot spune că sunt neapărat prietenă cu treaba asta, că nu suport frigul. Născută la munte și iarna, dar nu suport, nu suport frigul. Nu. Eu duc la cala. Dar de unde? Ai fost Chiaburi de mici? Tata dirijor, mama cântăreață de operă. Toată lumea a zis fata lui Titus Munteanu. Băi, nu sunt. Titus, Dumnezeu să-l ierte. Dar nu e, că aici știu, este o confuzie. Știu, da, e... că și noi am zis. Exact. Băi, ești nebun, e fata lui Titus? Nu, în niciun caz. Dar ai mei fiind în domeniu și activând la operă, ce au zis? Gata, a noastră, sigur, e artistă, are voce. Și te-ai dus la... M-am dus, am făcut 4 ani de pian, n-am avut neapărat o profesoară care să mă motiveze pe treaba asta și nu voiam neapărat să fac muzică. Și eu cam când și vreau să fac altceva... Și părinții n-au zis? Ba da, mama și-a dorit foarte tare să o moștenesc și să gă pe partea asta de muzică, dar eu una n-am vrut. N-am vrut, mama. 4 ani de pian și nu s-a lipit nimic? Sau s-a lipit, că dacă îmi dai acum, da, pot să cânt, adică nu e nicio problemă, doar că nu am vrut, nu mi-a plăcut. Știi că bărbații, iartă-mă, bărbații cântă la pian pentru că pe vioară nu poate să țină berea. Da, și e mai ușor. Nu, eu m-am dus la pian pentru că inițial chiar mi-a plăcut și mie îmi place muzica, de auzit aud bine, de cântat nu e cazul. Dar tu de mic în casă cu Mozart, cu băieții, cu numai din da, astea. Da, dar și acum să știi, dacă mă duc la mama la Brașov, ai mei, dacă nu stau pe muzică, de asta nu e, deci la mine e numai chiabur, operă. Chiabur, da, ai fost, da, cu pian, cu... Da, bine, vezi că totul aia neagră, familia mi-a ieșit. Bun, și sport? Sport mai apoi, în clasa 5. Deci, iartă-mă, a fost pian, muzica. Au fost da, au fost 4 ani de pian la școala populară, la școala generală de muzică, după care din clasa 5 am dus la sport. Au zis ai mei, bă, asta mica leargă cam bine, repede. Știi cum era pe vremuri când, da, venea pâine la alimentară, nu știu ce, eram prima, depășeam tot ce era vecin, în drumul meu până la alimentară eram prima. Și ce au zis? Bă, leargă bine, hai să o ducem să facă sport. Eram și foarte slabă. Nu știu acum de ce nu se mai întâmplă treaba. Eram slabă și au zis, hai să o ducem să se dezvolte puțin, să o ducem la sport. Școala sportivă și liceul sportiv erau și foarte bune în Brașov pe învățătură și atunci au zis, hai să mergem să o ducem acolo. M-am dus, am dat probele, am luat și am făcut 5-12 sport. Am făcut atletism, viteză, 100-200-200 garduri. Bine. Da. Da, nu mi-a plăcut niciodată. Te-ai recopilat-o mic? Adică avem energie foarte multă. Întotdeauna am avut energie multă, întotdeauna am fost matinală, cum sunt și acum. Da, așa am fost mereu. De 7 ani de atletism, 8. Pur, 8. 8. 8, a, dintre a 5-a până, da, atletism. Cum mers la naționale, cum mers la tot felul de... Păi și? Păi și mi-am dat seama eu prin clasa 10, așa că se dezvoltau mușchii destul de mult și am zis, bă, prea mai îmi place. Incredibil. Așa. Da. Deci feminitatea a învins. Da, mi s-a părut o că posibilă... nu. Și mă gândeam, zic, ce fac? Mă duc la ANEFS, cum era pe vremea aia, da, ANEFS-ul. La facultatea de tumbe, cum, da, se zicea. Da, cum ar veni, da, și ce mă fac, eu profesor de sport și asta a fost. Nu voia. Și am schimbat, ce am zis. I-am anunțat pe ei mei în clasa 11 că eu vreau să fac actorie. Mama i-a zis, o, tata, deci Dorel, după... n-are, nu, n-avem cum cu a noastră, că n-avem cum. Fată, lasă-te de astea, că nu e cazul. Fă și tu o meserie, știi cum era. Da, că... Apucă-te de ceva ca lumea. Să moare de foame, mamă. Exact, fă și tu ceva să fie ca lumea. Și-ar fi dorit să mă fac avocat, că au zis că sunt spirit, da, justițiar și așa.
Nu a fost cazul, am schimbat repede și m-am dus, da, la actorie. Deci tu ai fost cu pantalonaș din aia de fâș așa scurt și cu număr pe tricou și astea cu număr? Aveam, nu, n-aveam, Cătăline, aveam costumele alea de atletism decupate așa, ca și costumul de baie, așa aveam. Iartă-ne! Și da, aveai număr de concurs aici, da, prins frumos? Da, pantofi cu cuie, tot ce trebuie. Și ai băgat... Da, 100, 200 și 200 garduri, îmi plăcea, pe turnant, așa îmi plăcea maxim. Serios. Și ai simțit tu la un moment dat că ți se dezvoltă, da. Da, am zis că se dezvoltă musculatura așa și pentru ce o fată. Mai sunt, da, eu, nu mai, na, știi cum, clasa 10-a, 11-a. Bun, și școala vedetelor cum a dat peste tine? A dat la Cerbul de Aur, m-am dus acolo, stăteam și mă uitam și eu ca curca în gardă cât e de frumos. Nicio legătură cu până atunci? Nicio legătură, nimic, cu absolut nimic, nimic. Nu. În clasa 11, 1996, de sau câți ani sunt, Doamne ferește, mi-e și greu să... Nu mai zi la televizor. Da, n-are, că n-am nicio problemă. Așa, și ducându-mă acolo în Piața Sfatului, unde era Cerbul de Aur, la un moment dat m-au văzut cei de acolo și m-au întrebat, zice, dar tu cu tine ce e? Și eu veneam de la antrenamente, mă duceam pe jos spre casă, dar mă opream. Stăteam acolo să văd repetițiile, eram, îți dai seama, Cerbul de Aur, era ceva ce nu mai e acum, evident. Era cu domnul Ricky Dandel sau... Yes, welcome. Și mă tot opream acolo, m-au văzut și mi-au zis, nu vrei să vii să dai o probă pentru școala vedetelor? Am venit, am dat o probă, o, era cine știe ce de capul meu, dar era drăguță, râdeam, haioasă. Și în 96, da, am intrat la școala vedetelor. Deci câți ani avea atunci? 2-3 ani sau cât avea mai mult? Cât avea? Avea ceva școala vedetelor mai mult, cred că, nici nu știu cât a avut total școala vedetelor, uite că asta chiar nu știu. Dar avea, adică cei vechi erau de și multă vreme. Și când ai intrat-o printre șmecheri? Bă, greu. La început n-a fost chiar foarte, foarte ușor, că na, știi cum e, când vii nou și vii din, da, Brașov, eu cu bunul meu simț de ardelean, că mai... Ți-a nu voiam să deranjez. Asta? Nu, nu mi-a dăunat absolut deloc. Nu. Adică ai fi vrut să fii un pic mai nebunatică? Mai ne... Aș fi vrut, da, la ora aia, mai să fiu un pic mai, așa, mai... mai, știi? Dar nu, nu era. Eu sunt de felul meu, na, cu mult bun simț și preferam să nu deranjez sau ceva. Dar evident că m-am integrat destul de ușor și am fost acolo cred că 2 ani de zile, timp în care am și intrat la facultate, la teatru. Am dat între timp la teatru și după aia școala vedetelor s-a și încheiat. În primul dar părinții nu ți-au zis exact cum spuneai, măi mămică, ce e cu televiziunea asta? Cu... Păi, ba da, mi-au zis și serios de televiziune, mi-au zis și de facultatea de teatru, unde nu credeau că o să intru, evident, pentru că erau foarte mulți pe loc, erau, nu știu, de genul sutelor. Da, da. La ora aia erau 700 Dreptul, pe loc. Dreptul, Aseu și no, deci era Caragialele? Ceva... Da, 28 de locuri erau, toate, deci n-aveai. Îți dai seama, în 28 de locuri venea toată țara. Culmea, am intrat și bursieră în primii 5 sub mine. Stai așa că m-ai pierdut. Deci a pierdut țara o pianistă. Aia era, păi dai puțin seama. A da, pierdut o atletă. 8 ani de atletism, nu veni să spui că a fost o joacă. Păi n-a fost, dar vezi, uite, le-am făcut așa cum am vrut, știi, și cum am simțit că am vrut întotdeauna să fac mai de toate. Dar să știi că am avut susținerea părinților, chiar dacă au fost schimbări din astea pe care ei poate la ora aia nu le-au înțeles. Și am zis, vreau să mă duc la teatru. Dintr-o dată, așa, din sport, de la ce te-ai luat, știi? Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!